Bună dimineața, Carmen Nera! Și bine venit la Oradea! Care este scopul prezenței tale la Oradea? Bună dimineața și bine l-am găsit! Scopul prezenței mele aici este principal împuternicirea femeii. Am susținut o conferință pentru feminitate la centrul Vox Center by Estetica Glamour și un workshop referitor la frumusețea energetică a femeii. Sunt un energetic coach, adică un coach pentru o viață frumoasă, un antrenor pentru o viață frumoasă, mai bine zis, pe înțelesul tuturor. În această viață ușor artificială, de jur împrejur nostru, avem nevoie de ancorări în realitatea noastră, în adevărul nostru personal. Și mesajul meu pe care îl aduc în jur se referă la acest adevăr personal. Este foarte important să fii în aliniere și în integritate cu tot ceea ce tu ești, atât ca și gând, cuvânt și acțiune. Știi, e ușor utopic, dar e următorul nivel și e foarte important să ne aliniem acolo, pentru că, de fapt, ne aliniem cu forța spiritului nostru, cu forța sufletului. Până să aflăm exact cum putem să o facem, să vedem cine este Carmen Nera prima dată. Cine ești tu, Carmen? Sunt onorată să pot ajuta și inspira oamenii să se bucure din nou de viață. Sunt un coach al lor. Coachul din umbră, ca să zic așa, al oamenilor de succes. Lucrez cu oameni din toate categoriile, designer, cu piloți, cu oameni din top de corporații, cu oameni din guvern, din lumea politică. Și ceea ce este uimitor este faptul că ei știu cât de important este să îți asculți intuiția și să ai această aliniere cu sufletul. Și pentru a o avea, sunt anumiți pași pentru a te întoarce cu adevărat la ceea ce tu ești. Asta fac, asta ajut. Țin spațiu oamenilor să se regăsească, să-și rezolve și să-și dizolve disonanțele, blocajele emoționale, ne ocupăm de management emoțional. Și înainte de a fi orice în viața asta, fie că ești femeie de afaceri sau om de afaceri, ești om. Și atunci e foarte important să fii sănătos, sănătoasă și echilibrată cu tine, să ai o stare de bine cu tine, rezolvând și integrând ceea ce ai de rezolvat și integrat, pentru că toți avem. Toți venim cu câte ceva preluat din copilărie, din familie, din ancestral, din lumea noastră personală, ceva ce am generat cu știință sau fără știință. Are într-un moment dat ne blochează. Și e ideea să știi cum să deblochezi aceste lucruri. Și prin prezența mea și expertizele și specialitățile mele, ajut oamenii să se reîntoarcă către ei și către să regăsească bucuria simplă a vieții și să-și asculte adevărul personal. Pentru că asta e cel mai important în lumea asta, bazată foarte mult pe emisfera stângă, bazată foarte mult pe gândire, pe exacerbarea gândirii, foarte mult, și pe control, pe manipulare, știi bine. Ăsta e trendul de jur împrejur și nu e trend benefic pentru noi, pentru că a fi plasat numai în emisfera stângă, uitând de emisfera dreaptă care este conectată în linie directă cu inima și cu intuiția, cu vocea sufletului. Asta este intuiția, e vocea sufletului în noi. E conexiunea și conectarea cu adevărul din noi. Fiind doar în emisfera stângă, încercând să gândim non-stop, să controlăm non-stop, blocăm foarte tare. Și atunci asta ajută enorm pe calea personală să te regăsești și să-ți rezolvi toate fricile, să le integrezi, toate disonanțele emoționale și ce identificăm pe cale. Pentru că fiecare are povestea vieții lui.
Și la un moment dat, toți am avut blocaje. Chiar și eu, în 2007 am pierdut tot și am renăscut ca păsăre fenix. Nu e o poveste frumoasă, dar în sensul ei este frumoasă pentru că am reușit să mă redescopăr și să aleg, pot alege în momentul ăla să fac ceea ce iubesc cu adevărat, cu mare curaj. Și să-ți urmezi intuiția presupune curaj. Avea compasiune presupune curaj. Și am ales să urmez intuiția și să creez acest concept de spa emoțional în care oamenii să se relaxeze emoțional, să se regăsească, să se simtă bine cu ei, să fie cât mai mult apărați în prezent. Știi foarte bine că puterea prezentului e atât de celebră, tocmai pentru că atunci când ești în prezent, ești aliniat cu forța ta, aliniat cu forța ta, cu forța sufletului tău și primești insight-uri, primești intuiții și scripiri de gând, să zic așa, dar gând la următorul nivel, scripiri de inspirație care te ghidează pe calea ta, pentru că intuiția nu ne vorbește cu plan cincinal, cu 5 ani înainte sau cu 10 ani, ci pentru următorul pas din viața noastră. Și atunci când ești aliniat și echilibrat cu tine, ușor poți să îți auzi vocea interioară și asta e foarte important. În pași concreți, cum ne ascultăm intuiția? Pentru că lumea așteaptă răspunsuri concrete. Cum faci tu? Cum ne sugerezi clienților tăi să-și asculte intuiția? Cum identifici că este vorba de intuiție și nu este vorba de acea maimuță? Adică de minte? Este foarte simplu. Înveți să asculți nu cuvintele, ci înveți să asculți și să citești energiile. Pentru că acum totul se simte. Când privești o persoană sau vorbești cu cineva, deja simți. Noi suntem foarte receptivi. Corpul nostru este extrem de inteligent și decodifică energiile. Noi nu știm că decodificăm energiile și că le citim. Dar despre asta este vorba. O să dau un exemplu concret, pentru că eu înțeleg din exemple. Ieri, înainte de workshop, am venit să amenajăm aici la Box Center sala și am simțit nevoia să intru în biserica cu Luna, care era la doi pași. Era ceva în mine care mă chema acolo. Și am intrat și energia din autul bisericii era foarte frumoasă. Tocmai se terminează slujba, mi-e o seară tămâie și oamenii erau așa lini, fericiți. Și stăteam și admiram și încercam să simt energiile de acolo. Era liniște, era pace. Și o doamnă a venit surzătoare către mine și mi-a spus: doriți să vă dăm ceva de aici? Doriți să vă dăm? Și mi-a dat chiar o casoletă foarte mare cu produse pe care le aveau ei acolo. A simțit să-mi dorească ceva. Apoi o altă doamnă a venit și mi-a spus: ne bucurăm foarte tare că ați venit. Apoi un alt domn a venit și mi-a dat ceva să gust, vreți să serviți și să gustați asta cu mine? Și s-a inițiat o conversație și au aflat că erau toți doctori, au celebrat ceva acolo în această biserică și domnul care a venit și m-a rugat să degust, a aflat că lucrează în nu știu ce minister și vor să implementeze ceva foarte nou pentru lumea medicală, pentru implantologie și m-am invitat la o conferință lor. Vedeți? Deci dacă eu n-aș fi intrat și nu mi-aș fi ascultat vocea intuiției și acest feeling interior să intru, conexiunea nu s-ar fi făcut, am făcut schimb de cărți de vizită și așa s-a legat și s-a inițiat un nou proiect pentru că eu vreau să duc mesajul de pace, de claritate, de lumină, de echilibru și de încredere către femei, către oameni, către mai ales cei care suferă dintr-un fie ca o suferință fizică, fie ca o suferință emoțională, fie ca o suferință sufletească, pot să ajut. Putem să ne ajutăm unii pe ceilalți. Și, de fapt, asta e cel mai important. Atunci când ești aliniat cu tine și ești într-o anumită integritate personală, atragi în jurul tău oamenii pe aceeași frecvență, cu aceeași vibrație, că tot este energie și vibrație. Și putem să ne ajutăm unii pe ceilalți, să facem lumea asta mai bună, pentru că toți visăm o lume mai bună în interiorul nostru. Și toți ne dorim să o creăm și o putem crea începând cu universul nostru personal. Dacă noi suntem bine și în aliniere cu noi și
surzătoare oriunde pășim, chiar și într-un supermarket, e ceva. Pentru că în această lume busy, plină de amețită, nu suntem așa, putem, da? Uneori, dacă ne lăsăm luați de lumea asta ușor, Matrix, Prison, Matrici, plină de frici, tot felul de mine și așa, uitați. Acest sunet te induce frică. Pur și simplu, te scoate din urmă și spune, să fie frică, că te bolnăvești, că să fie un accident, că să fie, ăsta e mesajul. E din Matrix. Pur și simplu, ales să-l ignori și să-l scoți, știi că realitatea ta e una, că ești protejată de Dumnezeu, că mergi înainte, că calea ta e, pur și simplu, cea care este și să ai încredere în tine, în viață și în Dumnezeu și să mergi mai departe, dincolo de frici, dincolo de indicții. Că sunt sonore, că sunt subliminale, că ne ducem la alte sfere. Spuneai că oamenii erau foarte liniștiți în biserică până luna ieri, când ai intrat. Dar de ce crezi că nu pot păstra această stare de liniște? Îi vedem foarte mulți biserici duminica sau la marile sărbători. Dar după ce pleacă din zona respectivă, automat revin în Memphis-ul despre care vorbeam mai devreme. De ce crezi că se întâmplă asta și nu sunt capabili să-și menține această stare de liniște și de păcare până la urmă? Da, se întâmplă într-adevăr ceea ce ați remarcat, datorită faptului că oamenii sunt programați. Ei sunt programați de când și noi am fost programate. Important este să știi cum să deprogramezi acele stări de agitație, acele pattern-uri, zona de confort în care te duci și crezi că altceva nu este. Și e o zonă cunoscută și se pare safe și deși e multă suferință acolo și e multă limitare, foarte mult se complac și generează același gând. Aproape zilnic. Noi pe zi generăm cam 70.000 de gânduri și foarte mulți merg pe opțiunea asta copy-paste pentru că nu știu altceva și nu au o viziune pentru viitor și nu vor să schimbe sau poate nu știu că ar putea să schimbe. Nu cred, nu cred. Nu cred că există și altceva. Există că ei își pot crea realitatea și că își pot schimba gândul și schimbându-și gândul își schimbă experiența. Schimbându-și gândul își schimbă emoția, pentru că un gând conectat cu emoție generează o realitate. Și uneori e mai comod să fie acolo până când viața vine peste ei. Pentru că acele energii de agitație, spre ei, așa, vor genera ceva. Și generează energie în acea rezoluție. Și atunci, dacă de bună voie nu te decizi să evoluezi către tine, către sufletul tău, către următorul nivel, vine viața și te forțează să evoluezi prin suferință. Aceste energii negative, blocate, de stres, de tot felul, cer rezoluția și vor ieși sub formă de boală sau sub formă de accidente. Se poate și așa sau se poate pe calea mai ușoară, când alegi de bună voie și conștient să schimbi gândurile. De exemplu, o persoană se trezește dimineața, se coboară din partea aceeași parte a patului, se duce la toaletă, se spală pe dinți, face așa automativ, se duce toaleta, își face dușul, își bea cafeaua din aceeași cale preferată. Ce face mai departe? Se urcă în mașină, merge la birou, ajunge în cutia pătrată, deschide laptopul, își face și îndeplinește to-do list-ul, sarcina de business, ajunge acasă, intră pe Facebook sau pe online și mai vede un film, mai butonează puțin la televizor și apoi se culcă din nou. Și a doua zi face același lucru. Și când face același lucru copy-paste, creierul nu generează gânduri noi, nu învață lucruri noi și atunci se menține aceeași experiență. S-a demonstrat științific atunci când noi participăm la workshop-uri sau la conferințe sau citim o carte și aducem informații noi, creierul generează noi conexiuni și noi sinapse. Și atunci el e neuroștiință, e neurochimie, e știință neurohormonală, sunt conexiuni demonstrate științific, nu sunt utopii energetice. Este foarte interesant și mă bucur că trăim asemenea timpul în care știința se îmbină cu nevăzutul și îl aduce și îl prezintă și ne ajută cum noi, ne ajută să înțelegem cum ne putem schimba și genera realitățile. Pentru că dacă schimbăm un gând și alegem ca asta să ne trezim altfel și ne începem ziua din
direcționând și alegând cum dorim să trăim acea zi și poate ne trezim prin mijlocul patului și în adevăr ne spune că ne spunem conștient și atent. Atent în momentul ăla și la duș chiar simți apa și simți mirosul gelului de duș și apoi crema de foc și proaspătă alegi să bei apa de dimineață, te recomand să bem dimineață un pahar de apă cu lămâie care ajută formarea celulelor sângelui și intră în sistemul limfatic, apoi bei sucul de fructe și apoi poți să bei o cafea, e foarte simplu și natural. Și în momentul ăsta când începi viața și ziua așa, cu viața reformată din clipe și din zile, parcă altfel se aliniază și altă stare ai și toată agitația asta din jur chiar nu te mai poate afecta dacă tu nu permiți și ai o aliniere cu tine și știi ce ești și ai încredere în tine. Cât de greu ți-a fost ție personal, de exemplu, să ajungi la acest stare, să fii conștient de cine, de ceea ce ești, de cine ești? Că multe lume zice, wow, lucrez de 10 ani, de 15, alții de o lună. E un timp efectiv în care te poți descoperi pe tine sau se poate întâmpla așa, după unui știm de zidă, să fii iubit conștientă? Eu cred că nu există o rețetă. Cred că fiecare are timpul de trezire și de conștientizare. Și de alegere, de-și face alegerile conștientă. Pentru că poți o vreme să te joci cu lumea și cu regulile societății și să fii acolo, dar observ că ceva lipsește. Pentru că, uite, la începuturile mele eram în București și eram în lumea corporate și participam, de multe ori am intrat la recepții de top și îmi plăcea, dar totodată simțeam că ceva lipsește. Vedeam că oamenii nu sunt atât de autentici, că nu sunt atât de conectați cu ei și vreau să știu ce este dincolo și cum își creează oamenii realitățile, de ce unii sunt geniali și unii nu, de ce Einstein a reușit să facă asta și unii dintre noi nu, sau nu neapărat că ne comparăm, dar când un geniu face ceva, cumva m-a interesat să văd cum pot să-l modelez, cum se creează realitățile și asta m-a interesat foarte tare și am studiat foarte mult, de când mă știam studiat. Și am învățat și am citit foarte mult, biblioteci întregi, pentru că mă atrăgea cunoașterea, repet, doream să știu și fizica cuantică e fantastică, te ajută să înțelegi care sunt dinamicile energetice, că totul este energie și conștiință. Și cu cât nivelul nostru de conștiință elevează, cu atât expansionăm și cu atât noi putem să generăm realitățile dorite. Cât timp stai într-un nivel de conștiință mai jos și încă permiți energii de compromis, de frică, de tot felul de negativități, situațiile alea vor persista până când alegi să schimbi ceva și să treci la următorul nivel. Și uneori, în moment schimbare, se face cu suferință și la mine s-a făcut cu suferință, că m-a întrebat cât de greu, a fost foarte greu. A fost greu, aș fi dorit să mă trezesc cu grație și să... Dar nu a fost ușor să pierd tot în 2007 și să rămân în București cu toate, în fine, garderoba mea și cărțile și opele de artă, niște cutii de la Ikea și fără casă, fără geam, nu mai vreau să mă angajez în mediul corporate. Vreau să fac ceva ceva care să mă împlinească și să-mi aducă sens și să mă bucur de viață, cu adevărat, să trec dincolo de limite și mi-am luat o perioadă, cred aproape 2 ani și un an și jumătate, spre 2 ani, în care am stat cu mine, m-am reechilibrat, m-am vindecat, am început procesul, pentru că a fost un proces, nu s-a întâmplat chiar brusc, și toate cele tehnici pe care le-am folosit pe mine atunci, am extras din toate trainingurile pe care le-am făcut de-a lungul timpului cu teacul de dumneavoastră, nu că ar conta, dar contează tehnicile și ceea ce înveți, pentru că elevezi în viziunea și când le aplici, mi-aduc aminte când am lucrat cu fricile mele financiare, pentru că în momentul în care pierzi ceva, dacă se activează și erau niște moști uriași. Și am lucrat, am aplicat o oră și jumătate după ce am terminat de lucrat eu cu mine, a sunat telefonul. Și o clientă, am început colaborarea din
în acel moment mă știa de la Timișoara dintr-un workshop, era însărcinată și s-a simțit foarte bine pentru că atunci am lucrat un pic cu ea energetic și avea dureri, era luna a patra și durerile au dispărut după ce am lucrat puțin cu ea. Și a fost unica, a zis că timp de 4 luni am avut dureri și nu putea să înțeleagă cum așa i-au dispărut durerile. Și din nou apăruseră durerile și am început colaborarea până s-a născut bebelușul. Și banii, vă dați seama că am intrat în continuare, adică am lucrat, am mișcat energiile, s-a deblocat și ceva se întâmplă. Asta îți dă încredere. Și atunci, tehnica asta am folosit-o și cu clienții mei. Și o folosesc atât în mediul corporate pentru business, pentru că lucrez cu clienți pe business și într-adevăr o folosesc acel lucru. Acei business, persoana, pentru că orice business e conectat cu proprietarul, cu the owner. Da. E al tău. Deci dacă tu ai blocaje și business tău va avea blocaje, ăsta este ușor, next level, e un business al conștiinței. Și treningurile pe care le fac cu cei care își conduc business-ul în nou mod sunt ușor, next level, dar și rezultatele sunt pe măsură. Cum schimb programele? Că vorbim mai departe de programe. Niște pași concreți, ușor de aplicat în viața de zi cu zi. Foarte important este să conștientizezi care e programul. Deci începem, sigur. Da. Conștientizarea înseamnă cam 50% rezolvat. Următoarea parte de 50% o facem împreună cu echipă. Eu și un client, un sau clienta mea. Da? De exemplu, hai să luăm programul de vinovăție, care este un implant disonant. E ca, da, e ca și ca și cum un virus a intrat într-un laptop. Să facem analogia cu lumea informatică și virtuală. E ca și cum cineva te bruiază. Nu poți să accesezi informația pentru că ai un virus în sistem. Și atunci sunt anumite tehnici specifice foarte simple, incredibil de simple, prin care accesăm rădăcinile acestui program de vinovățire. Da? Și prin tehnici la fel de simple le dezactivăm. Și pur și simplu persoana nu mai simte, nu se mai simte vinovată, conștientizează. Realizează, își dă seama că, pardon, nu are de ce să se simtă, sau să simtă frici. Luăm orice frică, repet, sunt tehnici diferite și foarte ușor de aplicat. Și e dincolo de cuvânt. Asta trebuie un pic experimentate și aplicate. Și au rezultate incredibil de eficiente. Adică nu stăm 10 ani pe canapea, nu sunt un psiholog clasic. Deși onorez munca psihologilor. Am studiat foarte mult o altă formă de psihologie legată de aspectele noastre, aspectologie, în America. Și această psihologie energetică rezolvă blocaje majore, inclusiv o fobie dintr-o sesiune. Adică câteva sesiuni, am și sesiuni de express coaching, te grăbești, ești foarte frustrat, ești înaintea unei conferințe sau vrei să pleci într-o călătorie sau ce știu, intri în ceva foarte important, te căsătorești și ți se activează. Am lucrat și cu mirese care erau în stresul ăsta și în agitația și nu știau, e bine, nu e bine, sunt fericită, nu sunt fericită, ce să fac, sau... Și încet, încet s-au, am lucrat energetic și s-au relaxat. Emoțional s-au relaxat, am scos toate fricile, le-am accesat și împreună le-am dezintegrat, am luat și s-au regăsit pe ele și au putut să fie calme și echilibrate. Despre asta e foarte simplu. Cum arată o zi în viața ta, o zi obișnuită? O zi obișnuită, da, mulțumesc, e o întrebare frumoasă. Sunt foarte recunoscătoare pentru că am reușit să creez viața așa cum dintotdeauna mi s-a plăcut. Nu mi-a plăcut să mă trezesc dimineața. Dintotdeauna nu mi-a plăcut, că lucram în mediul corporate, deși eram în top management, tot trebuia să ajung la 9 sau la 10 ani din nou. Pentru mine era trezirea dimineața neplăcută și acum mă trezesc relaxată la ce simte corpul meu. Poate fi și în dimineața, poate fi și 9, poate fi și 10. Până la 12 este doar timpul meu, când nu călătoresc și nu susțin workshop-uri, asta fac. Și chiar și când călătoresc, încerc să mă lenevesc la hotel până la 10 și știți foarte bine că ne auzim după 10. Și apoi, după 12, programez clienții. Lucrăm online sau telefonic, de oriunde. După sesiunea clienții, ies în noaptea ca să mă echilibrez și să aplic protocolul pe care îl recomand clienților mei, adică tehnicile de oxigenare, de respirat conștient, de conectare cu natura, de unde noi ne extragem forțe.
forța vitală și ne echilibrăm. De multe ori sunt invitată în emisiuni, sunt invitată, susțin workshop-uri, călătoresc, sunt zile în care am întâlniri cu prietenii, sunt zile pe care le acord doar pentru mine. E viața frumoasă, care mă bucură. Temporar e ceea ce visez să trăiesc. Și sunt implicată și câteva proiecte cu mame, copii, sunt în desfășurare și sunt fericită că am putut să le inițiez. La ora care ai susținut workshop-ul de frumusețe energetică, ce înseamnă mai exact această frumusețe energetică? Frumusețea energetică este conectată cu frumusețea vibrațiilor personale. Pentru că de multe ori ești impecabilă fizic, atât ca și realitate, deci ca frumusețe fizică, dar ceva lipsește. Ceva lipsește. E ceva ce nu... Cum spun americanii, frumusețea inside out. Asta e frumusețea completă, adică și cea din interior și cea din exterior, cum spunem în românică, interior contează. Interiorul se reflectă, de fapt, la legătura ta cu sufletul și cu spiritul, la tot ceea ce tu ești. La alinierea cu principiile universului și ale vieții. Frumusețea energetică vorbește despre tine în primele secunde când apare undeva. E dincolo de fashion, e dincolo de stil, e dincolo de... E acea vibrație, acea lumină personală, acea stare de bine și acea frumusețe care cadrează natural. Lipsită de ostentație. Pur și simplu, ești fascinantă oriunde pășești prin prezența ta naturală și firească, repet. Și asta se cultivă în timp și înveți. Frumusețea energetică conține foarte multă credere personală, către 100%. Conține conexiunea cu sufletul tău și cu spiritul, conexiunea cu Dumnezeu, conexiunea cu adevărul tău personal. Și în momentul când te aliniezi cu aceste valori, automat radiezi. Și ești tânără, ești dincolo de vârstă. Adică chiar dacă ai 40 de ani, te bucuri de vârsta ta, transcenzi limita asta din conștiința de masă și din Matrix, că ai îmbătrânit, că habar n-am. Sunt tot felul de reguli care se spune că ar trebui să fie urmate. De exemplu, o femeie nu este femeie împlinită dacă nu este căsătorită sau dacă nu are copii sau nu e adevărat. O femeie este femeie și dacă nu este căsătorită și nu are copii. Repet, onorez căsătoria, onorez relațiile, sosirea bebelușilor pe lume, dar nu trebuie să existe. Fiecare are libertatea să-și aleagă calea. Și sunt femei care aleg, probabil, să fie singure. Nu înseamnă că ele nu au valoare. Nu înseamnă că ele nu sunt spirite deosebite sau că nu fac ceva pentru lumea asta sau valoarea unei femei sau unui bărbat nu ar trebui să fie impusă de anumite standarde și anumite prototipul pe care ei se urmeze. Unde te pot contacta potențialii clienți? Care sunt datele tale de contact, ca să fiu mai exact? Datele mele de contact... O pagină de Facebook? Da, pagina de Facebook. E pagina de Facebook Carmen Mera Live Designer. Este webpage-ul meu. Acum mă gândeam dacă să recomand noul webpage sau cel care este activ. Dar dacă dați pe Google Carmen Mera cu 2 de E, ori să vă apară și site-ul Celeste Events, paginile de Facebook unde sunt activă, pe Instagram, și în viitor va fi și carmenmera.ro sau punct, acum stabilim, sau .com, o să vedem, e în construcție. Pentru că ai clienți și de afară. Da, lucrez cu clienți. Am clienți și din Australia, și din America, New York, Japonia, din Europa, din Norvegia, din Belgia. Cei care rezonează... Sunt cei de afară mai deschiși la tehnicile tale față de cei din România? Un pic sunt mai receptivi, dar și în România au început să înțeleagă. Au început să înțeleagă că totul este energie. Energie, adică emoția, de exemplu, este energie în mișcare. Asta am și scris pe site-ul meu, să le scriveți. Exact asta e. O emoție blocată, de exemplu o frică,
e generată dintr-un gând și o emoție. Gândul e forță electrică, emoția forță electromagnetică, și ele formează împreună o forță electromagnetică care va genera o realitate. Noi care nu spunem de ce se frică nu scapi. Și atunci, de-aia, frica asta generează realități. Niște realități nedorite, bineînțeles. Când devii creatoare sau creator conștient al realității tale, vei genera un câmp, în câmpul de forță, în unified field, da? Cum îi spune Einstein, vei genera ceea ce vrei să primești și vei primi automat. Dar pentru asta sunt necesari pași evolutivi, e necesară trezirea, e necesar să realizezi cumva și să alegi. Dacă vrei să te mai distrezi cu vechile unelte și cu vechiul mod de a fi, poate un pic limitat, poate un pic nefericit sau ce știu eu, care îndeplinește. Nu știu, aș face schimbări și ajungi, poți să ajungi. E posibil pentru fiecare. Numai că e o muncă individuală care trebuie făcută și presupune schimbarea. Și de multe ori schimbarea sperie, pentru că te duce într-o zonă de necunoscut și te scoate din zona ta de confort, unde tu cunoști. Aparent, ai impresia că deții controlul și cunoști, ca și cum te miști într-o garsonieră, dar partea faină e că atunci când alegi schimbarea și așa poți să te muți de la garsonieră la vina ta piscină. A sufletului, ca să zic așa. Și asta mi se pare magnific. Ăsta e mesajul pe care le aduc în lume. Cumva să înveți cum să-ți creezi și să stăpânești maestria personală, maestria vieții, maestria de a crea ceea ce tu dorești, cu noi unelte, într-un mod fain, simplu, ușor și într-un divine timing, pentru că totul are un timp al lui Dumnezeu în care se întâmplă. Nu se întâmplă așa că vremele peste noapte. Nu, e un timp. Mulțumesc, Andreea, că ai fost astăzi împreună cu mine. Mulțumesc! Eu mulțumesc! Namaste! Namaste!